Două teme sunt fundamentale în psihologia copilului și adolescentului astăzi, și anume prima, în ce măsură tehnologia poate afecta sănătatea mentală a copiilor și adolescenților, și a doua temă se referă la impactul pe care emigrația îl are asupra sănătăților psihice. Vom discuta aceste două teme cu domnul profesor Viorel Lupu, psihiatru, specialist în psihoterapia copilului și adolescentului. Aș începe cu prima temă. Altfel spus, vedem titlul de presă, comentarii publice, multe articole de specialitate care mereu problematizează ce se întâmplă cu tehnologia și ce impact are aceasta asupra sănătății psihice a copiilor și adolescenților, sau dacă are. Acum, ca specialist în acest domeniu, cum vedeți lucrurile? Adică, ce ar trebui să înțelegem, cu ce ar trebui să plecăm după această emisiune, astfel încât să nu rămânem influențați, ba de o opinie, ba de alta, adesea mai puțin informate. Sigur că sunt două păreri. Prima, care spune că tehnologia duce la îmbolnăvirea copiilor, și cea de-a doua, care arată numai efectele benefice ale tehnologiei. Eu cred că adevărul este la mijloc, ca de obicei. Dacă este folosită cu măsură, poate să fie benefică pentru dezvoltarea cognitivă și a diferitelor abilități la copii și adolescenți. Dacă este folosită în exces, poate să ducă la alienare, pentru că ei vor trăi numai în lumea lor virtuală. Am văzut și copii de un an și două luni care erau capabili să găsească pe YouTube, de exemplu, nu-mi frică de bau-bau, în câteva secunde. Am fost uimit. Deci, fără niciun ajutor, reușeau să găsească melodia respectivă. Deci, răspunsul meu este că dacă este folosită cu măsură, tehnologia poate fi benefică pentru copii. Bun, acum vine întrebarea importantă. Ce înseamnă măsură? Sigur că e ușor să spunem, ok, să nu fie nici prea mult, nici prea puțin, dar ce înseamnă, de fapt, utilizarea cu măsură a tehnologiei? Spre exemplu, de când putem să încurajăm sau să acceptăm să aibă e-mail? De când putem să îi încurajăm să aibă cont pe Facebook? Dacă au cont pe Facebook sau pe altă rețea, că sunt mult mai multe alte rețele, cât timp ar trebui să... Eu cred că ar trebui amânat cât mai mult acest lucru. Uh-huh. Deci, am văzut un obicei dăunător copiilor. De exemplu, părinții le cumpără deja în clasa 1 telefoane inteligente, smartphone, și unii chiar suferă că colegii de clasă au telefoane mai grozave decât ale lor și se expun tot timpul radiațiilor. Și sigur că sunt tot felul de păreri apropo de nocivitatea sau de nenocivitatea acestor device-uri, dar în mod sigur nu poate să facă bine creierului în dezvoltare. Deci, cu cât copilul este mai mic, cu atât impactul, expunerea trebuie să fie mai scurtă. Mai mică, și efectele sunt mai dăunătoare. Într-un studiu pe care l-am făcut în cadrul tezei mele de doctorat, chiar am arătat acțiunea nocivă a unor factori din natură. Eu am exemplificat cu alcoolul și cu hipoxia. Și, într-adevăr, cu cât creierul era mai imatur, cu atât impactul era mai devastator asupra capacităților ulterioare de învățare, de exemplu, care sunt esențiale la vârsta copilăriei și adolescenței. Bun, știu că vă ocupați și cu jocul patologic de noroc, care are legătură într-un fel și cu partea asta de dependență de internet, tehnologie, jocuri și așa mai departe. Da. Cum stăm în România sub aspectul acestei probleme, jocul patologic de noroc, și ce tratamente inovative au apărut în ultima vreme? M-am ocupat de aproximativ 20 de ani de studiu jocului patologic de noroc, mai ales la copii și adolescenți. Și de mai multe ori am tras un semnal de alarmă, am găsit chiar și la vârsta de 11 ani instalată această tulburare foarte severă, care poate duce la deces. Se poate ajunge la sinucidere în 1 din 5 cazuri. Deci este o rată foarte ridicată a suicidului și poate să înceapă și prin simple jocuri pe calculator, pe mobil. Și jocurile de noroc acum se pot desfășura și online, nu? Bineînțeles, și la ora actuală nu e nicio problemă pentru adolescenții care sunt foarte abili
să intre prin, cu ajutorul cardului părinților. Sigur că ar fi nevoie teoretic de vârsta de 18 ani ca să poți să accesezi aceste forme de joc. Dar, din păcate, au crescut exponențial nu numai la noi în țară, și în străinătate. Am participat la multe congrese internaționale și tocmai se atrăgea atenția că, de fapt, cazinourile se mută din locațiile obișnuite online. Deci trebuie să fim foarte atenți. Are România un profil mai atipic față de celelalte țări? Avem deci, mai mulți, mai puțini, am constatat la nivelul că mediei? Suntem la limita superioară. Da, deci ca în Marea Britanie, Spania, cam așa. Și avem o densitate foarte mare de localuri de jocuri și, din păcate, au acces și copiii sub 18 ani. Sigur că la intrare scrie clar că sub 18 ani nu este admis. Dar lucrul ăsta se întâmplă nu numai la noi în țară, și în alte țări. Și mulți spun, și dintre când am luat anamneza copiilor cu joc patologic, că de fapt au început prin jocuri pe calculator de care au devenit dependenți. De fapt, este o dependență de un anumit comportament care asigură recompensa. Și de aceea poate să se instaleze, de fapt, o dependență care este la fel de puternică ca cea de droguri. Se activează aceiași centri din creier, ca și la heroină, de exemplu. Și ca tratament, de exemplu, pentru jocul patologic de noroc. Avem tratamente în țară? Ce tratamente eficiente avem? Este o combinație, este așa zisă terapie bifocală, o terapie medicamentoasă, de exemplu, cu inhibitori ai serotoninei, SSRI, și cu psihoterapie cognitiv-comportamentală. Deci această combinație este individuală este și de grup se face. Această combinație este, să spunem, tratamentul cel mai avansat astăzi. Cam care este rata de succes? Că mă îndoiesc că rata de succes este 100%. Din păcate, și autorii străini, mai ales la terapiile de grup, dau o rată de eșecului, abandonului destul de ridicată. Deci, jucătorii, de fapt, jocul patologic este o tulburare ego-sintonă. Deci, cei în cauză nu suferă decât în măsura în care cei din jur sunt afectați de atitudinea lor și de obicei sunt aduși de mamele lor, de iubitele lor. Și pentru dependența de internet, dependența de computer, deci, ce tratament? Acestea s-au dus multe discuții pe plan internațional dacă să fie incluse în manualele de psihiatrie sau nu. Deocamdată încă nu au fost, numai ca propuneri, dar părerea mea este că din cazurile pe care le-am văzut s-ar impune în viitor să fie incluse. Și, de fapt, nu dependența propriu-zisă de calculator, ci de ceea ce oferă internetul și calculatorul. De conținutul. Da, de conținutul. De exemplu, foarte mulți tineri cu anxietate socială, la care le teamă să ia legătura în mediul real cu egalii lor, o fac sub anonimat pe internet. Și devin dependenți de internet, de fapt. Și în rețelele sociale, pe care le cunoaștem cu toții. Și acest lucru creează un pericol, că m-ați întrebat dacă este nociv sau nu. Foarte mulți pot să cadă victima unor infractori, unor indivizi perverși. De fapt, știrile sunt pline de astfel de cazuri și, din păcate. Deci, altfel spus, încă nu suntem foarte avansați cu cercetările în domeniu, fiindcă, practic, potrivim sau am putea să invocăm celebra formulă, cred că a lui Aristotel, sper să nu greșesc, omul este măsura lucrurilor, în sensul că tehnologia în sine nu este bună sau rea, ci ea devine bună sau rea în funcție de cum o folosim. Iar în cazul copiilor și adolescenților, sigur că utilizarea este sau trebuie să fie mediatizată de către părinți. Deci părinții sunt cei care ar trebui să fie educați, astfel încât să știe cât și cum să permite copiilor accesul la tehnologie. Pentru că altfel se ajunge la exces și am avut cazuri care utilizau timp de 2 zile necontenit internetul pentru jocuri online și, sigur, cu mare risc. Poate ați auzit că au fost cazuri în Japonia și în țările asiatice, chiar de deces în fața calculatorului, după 5 zile de utilizare. Se știe că după 3 zile de nesomn, oricare dintre noi poate să aibă halucinații, delire, deci să avem un tablou psihotic.
Bun, astea sunt cazuri extreme. Da. Scoatem în evidență și partea pozitivă, că totuși tehnologia ne ajută să comunicăm într-o manieră de neimaginat în urmă cu 10-15 ani, să ne informăm, să intrăm în relație cu oameni la mii distanțe, de kilometri distanță și așa mai departe. Și atunci, probabil, cosmic. Că asta este, acesta trebuie să fie mesajul, tehnologia poate să fie bună dacă o folosim într-un cadru valoric, într-un cadru circumscris de o anumită etică pe care părinții trebuie să o învețe, astfel încât să asigure implementarea cu succes a acestei forme de comunicare în cazul tinerilor. Hai să ne mutăm la a doua temă, care este foarte importantă. Citeam recent că aproape 5 milioane de români sunt plecați din țară, la muncă, vizite de studii și așa mai departe. Asta înseamnă că un număr uriaș de copii au rămas în țară fără părinți, alții au plecat cu părinții în străinătate și pentru ei poate să fie un șoc cultural, mai ales dacă sunt destul de mari. Știu, o să spunem, în clasele primare au învățat deja mediul cultural românesc și brusc se trezesc într-un mediu cultural german sau britanic. Și asta poate să fie o problemă. Deci avem deja două probleme. Cei care rămân în țară fără părinți, cei care merg cu părinții într-o țară care are un mediu psihocultural complet diferit de România, și este a treia problemă, cei care au stat mult timp într-o țară străină și se reîntorc în țară și iarăși pot să aibă un șoc cultural. Acum sunt curios, ca psihiatru, cum vedeți aceste trei situații? Dacă ați avut cazuri clinice, dacă, mă rog, credeți că aceste trei situații pot să devină condiții de risc pentru dezvoltarea unor probleme psihice majore? Da, pot să vă spun că am avut din toate cele trei situații. Cele mai multe cazuri se recrutează din prima situație. Deci adică când părinții pleacă din țară și copiii rămân, da. Și rămân în grija bunicilor sau uneori chiar a profesorilor. Am avut și astfel de caz impresionant din Maramureș, în care diriginta avea grijă de copii mai mult decât o mamă. Am fost foarte impresionat de acest lucru. Sigur că acești copii sunt foarte traumatizați și pot să dezvolte tulburări depresive, tentative de suicid. Chiar țin minte o fetiță de 14 ani care a făcut 3 tentative de suicid pentru că mama îi promitea, de exemplu, de Paște, vin de Crăciun acasă, de Crăciun îi spunea că de Paște, și n-a mai suportat și din fericire a fost salvată și până la urmă a sătuit-o să o ia cu ea în Italia, că acolo lucra. Deci foarte multe cazuri de genul acesta sau pot să dezvolte tulburări de conduită, de comportament, se pot apuca de consum de droguri, de jocuri de noroc, pentru că au bani, părinții le trimit bani, se simt pe undeva vinovați că nu sunt alături de ei și atunci ei cred că pot să compenseze material. Și având bani, lipsă de supraveghere, o iau pe această cale a drogurilor, a jocurilor de noroc, a comportamentelor la risc. Ce recomandări am putea să le facem acestor părinți? Că unii sunt nevoiți, adică sunt foarte săraci în țară, aveau ce să mănânce, sunt nevoiți să plece, nu-și pot duce în prima fază poate copiii cu ei și să-și fi dorit acest lucru. Ce le-am putea recomanda? Eu sfătuiesc să țină legătura cu copiii, măcar telefonic sau... Uh-huh. Apropo de tehnologie, prin Skype, prin alte mijloace online, să vadă copilul că părintele este interesat și de trăirile lui. Că foarte mulți copii se plâng că, uite, nici măcar nu interesează cum mă simt. Uh-huh. Mă întreabă ce fac, dacă am învățat. De fapt, un lucru interesant, prioritățile copiilor nu sunt aceleași ca și prioritățile părinților. Părinții ce așteaptă de la copil? Să învețe, se poate frumos acasă și apoi în relația cu egalii. Pentru copii este chiar invers. E mai importantă relația cu egalii sau după ce ajung la adolescență cu iubitul sau iubita, apoi relația cu părinții și în ultimul rând este școala. Uh-huh. Și atunci și de aici apar tot felul de divergențe între generații, între copii și părinți. Deci ca să sumarizăm, fiindcă timpul ne presează, pentru acești părinți le-ați sugera să aibă o relație, dar nu așa întâmplătoare, ci sistematică. Cu copilul. Să spunem, nu știu, în fiecare săptămână, sâmbăta, știm că discutăm pe Skype, de preferabil, dacă nu, hai să spunem și prin telefon, dar ar fi de preferat prin Skype. Sau măcar niște SMS-uri. Sau... Iar celelalte interacțiuni să vină pe lângă cele standard. Exact. Ca o surpriză plăcută, că uite, pe lângă întâlnirea de sâmbătă, să spunem,
m-a căutat și joi sau vineri, când a avut un pic de timp. Copilul să vadă că părintele este într-adevăr interesat. Deci nu și numai doi, informat. Interesul să fie focalizat nu doar pe aspecte banale, aici să mănânci, nu știu, cum e la școală, ci pe trăirile, emoțiile, exact, scopurile, ceea ce își dorește. Cum te mai înțelegi copilul cu prietenul, cu prietena, uh-huh, și așa mai departe. Și... Bun, hai să mergem la celelalte categorii. Avem categoria în care... Merg cu părinții. Merg cu părinții într-o altă țară, da, diferită psihocultural de noi, iar copilul este destul de mare să fi înțeles deja cultura, exact, română, mediul cultural român în care s-a format. Unii copii se adaptează chiar mai bine decât părinții lor, uh-huh, și cu limba, deci o deprind mult mai repede. De fapt, este vârsta învățării mai potrivite. Dar unii au dificultăți și se simt niște paria acolo, niște izolați și... pot să înceapă consumul de droguri și acolo, deci nu numai aici la noi, dacă nu sunt supravegheați și acolo, pentru că vor să evadeze din situația nepotrivită pentru ei și mulți se apucă de consum de droguri. Am avut și astfel de cazuri care veneau în concediu împreună cu, adică în vacanță, împreună cu părinții de Crăciun sau de Paști și solicitau consult. Asistență psihiatrică. Asistență psihiatrică, pentru că voiau să fie mai bine înțeleși și oricum la noi asistența este gratuită, acolo numai în sistem privat și... Bun, care este sfatul pentru această populație? Ce să facă? Să integreze copilul în comunitatea românească? Deci, asta sau să integreze în comunitatea țării respective? Adică să meargă la o școală unde sunt mulți germani, nu la o școală în care sunt mulți eu români. Eu cred că și una și alta. Deci să integreze la școala unde sunt și germani sau spanioli, dar să aibă legătura și cu comunitatea românească. Dacă sunt comunitățile, sunt structurate, din ce am observat și eu, că am fost și eu plecat la Paris mai multe luni și am văzut că în jurul bisericilor ortodoxe, uh-huh, sau greco-catolice sunt structurate comunitățile românești și se întâlnesc în fiecare duminică, au activități comune, mai vin cântăreți din România, uh-huh, spectacole, actori și așa mai departe. Deci eu cred că ar trebui îmbinată cele două. Deci în viața cotidiană. Deci să-și păstreze identitatea, dar în viața cotidiană să încerce să se integreze în mediul, da, în care, exact, în care au mers. Deci pentru sănătatea lor mentală cred că asta e mai bine, uh-huh, dar să nu piardă nici originea și de aceea trebuie să păstreze legătura și cu țara și cu comunitatea din țara respectivă. Uh-huh. Aici este, știi, mereu o tensiune, în sensul că, mai ales dacă profilul psihocultural este diferit, întâlnirea cu comunitatea îți întărește profilul psihocultural care este opus profilului psihocultural al țării respective. Și atunci întrebarea mereu este unde tragi linie. Sigur că nu o să putem noi răspunde aici, dar oamenii trebuie să fie conștienți de acest lucru. Că dacă ar fi o comunitate mare, cum este de exemplu comunitatea chinezească New York, sigur că da, păstrezi toate tradițiile, fiindcă ai practic cartierul tău, ai zona ta din lumea New York, ta, în care, da, ai lumea ta în New York. Dacă însă dorești să te integrezi în țara în care ai emigrat, atunci o legătură cu mereu ținută de sărbători cu comunitatea ta s-ar putea să nu îți favorizeze sau să nu te lase să-ți schimbi profilul psihocultural pentru a te integra în țara respectivă. Deci trebuie o măsură, de fapt. Iarăși, omul este măsura lucrurilor. Bun, hai să discutăm foarte scurt despre a treia situație. Deci ai avut o familie de români care a lucrat mai mult timp în străinătate. În Spania, de exemplu, că acolo... Copiii au început să meargă la școală, exact, în primele clase acolo și uite că se întorc în România. Și mulți spun că, de exemplu, primele clase au fost mai ușoare decât în România, că, uh-huh, la noi sunt mai mari pretențiile în clasele mici. Dar când au trebuit să revină, au revenit ritmul de învățare fiind mai lent, de exemplu, în Spania. Când au revenit aici, au constatat că au rămas în urmă cumva față de colegii de generație. Și atunci s-au simțit marginalizați, nu se mai simțeau nici spanioli, nici români, deși unii erau născuți, de exemplu, în Spania, din părinți plecați de aici. Și aveau o problemă identitară, practic. Da, exact. Deci nu se simțeau bine nici în Spania, nici în România. Deci asta e foarte... Uh-huh. Deci ca și cum te-ai dezrădăcinat total. Bun, aici sigur am putea gândi că pentru cazuri individuale se poate oferi psihoterapie. Exact. Dar ca soluție pe scară largă, ce recomandare am putea să facem? Deci cred că ar trebui făcute niște programe speciale, deci psihologice, de reintegrare. De reintegrare. Să se țină seama de toate aspectele acestea complexe. Cred că asta nu se face la noi deloc, deci numai sporadic. Și deci, de asemenea, probabil că pentru părinți ar trebui date niște sfaturi de, cum spunem noi, un bun parenting, adică... Da.
Spre exemplu, trebuie să te gândești foarte bine odată ce ai copii, tu ești în Spania, ce vrei? Scopul tău și planul tău este să rămâi în Spania și atunci merită să-l pregătești psihocultural pentru mediul cultural din Spania. Dacă însă ai ideea că vei dori peste ani să te întorci cu toată familia în țară, atunci copilul trebuie să fie mereu ancorat în comunitatea românească. Exact, chiar dacă este în Spania, să poată să facă față când se întoarce. Ori foarte mult nu sunt conștienți de aceste lucruri, îl lasă să fie aproape ca un mic, în ghilimele, spaniol la școală și în clasa a treia sau a patra îl iau și îl aduc în România, unde evident că are aceste probleme de integrare. Da, și v-am spus că rămân în urmă cu învățatul și mai ales cu matematica, e o mare problemă. Da, mă rog, sigur, curiculum este diferit, cerințele sunt diferite. Sau așa cum spuneam, unii se apucă de droguri acolo și vin și continuă aici, da. Din păcate. Și cu noi încercăm să-i ajutăm să scape de acest obicei și comportament destructiv. Bun, deci iată, ne-a ajuns spre sfârșitul acestei emisiuni. Probabil că în legătură cu prima temă, concluzia pe care am putea o formula este concluzia filozofică că omul este măsura lucrurilor, tehnologia în sine nu este bună sau rea, ea devine mai bună sau mai rea în funcție de cum o folosim, iar părinții trebuie să fie conștienți de aceste lucruri. Eu le recomand tuturor să consulte un specialist, fiindcă sunt deja o serie de ghiduri, sunt o serie de standarde pentru fiecare vârstă, cât timp, spre exemplu, este sănătos să fie expus, nu știu, computerului, televizorului și așa mai departe. Și aceste standarde ar trebui cunoscute ca parte a educației părinților. Repet, vă încurajez, consultați specialiștii dacă doriți ca într-adevăr să încurajați utilizarea tehnologiei de către copiii dumneavoastră, dar să fie utilizată într-o manieră sănătoasă. Iar în legătură cu a doua temă sau cu a doua subtemă pe care am avut-o astăzi, cred că mesajul este acesta. Hai să fim conștienți și de contextul și de atributele acestea psihoculturale care definesc atât mediul de unde mergem, adică mediul românesc, cât și mediul în care mergem. Hai să ne interesăm înainte ce aspecte psihoculturale sunt comune, ce aspecte psihoculturale sunt diferite, fiindcă dacă vom înțelege aceste lucruri, adaptarea va fi mult, mult mai eficientă decât dacă mergem prin încercare și eroare. Mulțumesc pentru participare și vă aștept ca invitat la o altă emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. Psihologia este fundamentală pentru înțelegerea vieții. Am încercat prin această emisiune să aducem psihologia în spațiul public. Vă invităm la o nouă emisiune din seria Călătorii Interioare.